Realizarea primei creșe din mediul rural din Ialomița se bucură de sprijinul deputatului PNL Ialomița, Luminița Barcari. La sediul primăriei Comunei Făcăiene a avut loc o ședință în care a fost prezentat stadiul proiectului finanțat prin fonduri europene. De această creșă licențiată vor beneficia 73 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și până la 3 ani. Investițiile constau în extinderea și modernizarea unei clădiri deja existente. Cei mici vor beneficia de cele mai bune condiții de educație între preșcolară și de siguranță, iar autoritățile locale se vor ocupa de angajarea de specialiști calificați pentru învățământul antepreșcolar. Această investiție este în acord cu programul de guvernare și cu obiectivele incluse în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Deputatul Luminița Barcari a dat asigurări că se va implica pentru ca proiectul privind realizarea creșei de la Făcăieni să fie unul de succes și totodată un exemplu pentru alte comunități. Proiectul se derulează în condiții normale, suntem cu toate activitățile la zi până în momentul de față, suntem cu activități curente în lucru și cu activități specifice. Activitățile curente care constau în informarea și, bineînțeles, informarea grupului țintă și a cetățenilor de pe raza unității administrativ-teritoriale Făcăieni privitor la creșa care se va dezvolta aici. Ce vă pot spune, mai mult decât atât, vă pot spune că în luna septembrie cu siguranță ea va fi funcțională și că cetățenii vor beneficia de acest lucru. Mă bucur și mulțumesc întregii echipe pentru efortul depus, pentru că nu este atât de ușor să implementezi un astfel de proiect într-un timp atât de scurt. Cu siguranță, pe parcurs, or să mai apară câteva lucruri, dar fiind o echipă cu experiență, toți cei care fac parte din echipa au experiență în acest domeniu, le vom depăși. Și ce să spun, succes mai departe din întregii echipe și să putem, Dumnezeu să ne ajute să ne cadrăm în termenele pe care le avem în proiect. Un lucru important ar fi că dacă toate lucrurile merg normal, va fi cu siguranță prima creșe din mediul rural. Ne-am obișnuit aici cu proiectele de succes, mai ales și un centru de zi care funcționează în termen optim, ceea ce înseamnă că la Făcăieni lucrurile se mișcă bine. Repet, este un proiect de care vor beneficia în prima fază locuitorii unității administrativ-teritoriale Făcăieni. Este un proiect care se va derula pe o perioadă de 4 ani. Un proiect în care peste 70-80 de copii de pe raza localității vor beneficia de asistență gratuită, de tot ceea ce înseamnă o creșe, o creșe care cred că a lipsit foarte mult satului românesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație doamnei primar, o veche prietenă, aș putea spune, cu care am colaborat de-a lungul timpului și pe care am apreciat-o de fiecare dată că se dedică și nu numai primăria Făcăieni este preocupată de copii, de învățământ, de activități educaționale, dar și dumneai personal s-a implicat. Și de fiecare dată am venit cu drag în Făcăieni și ca inspector de sector la școala Făcăieni și, da, mă rog, cu foarte multe ocazii. De aceea nu puteam să lipsesc chiar astăzi, când acest obiectiv foarte ambițios și foarte în acord cu obiectivele atât din programul de guvernare, cu obiectivele din PNRR, pentru că știți foarte bine, în Programul Național de Redresare și Reziliență, educația antepreșcolară are un capitol distinct. Se dorește, pornind de la documentele din educație, documentele Ministerului Educației, care prevăd trecerea creșelor din subordinea autorităților locale în subordinea Ministerului Educației pentru a fi finanțate și pentru a crea, eu știu, o coerență în actul educațional. Deci iată că sunteți cu un pas înainte. Comunitatea a gândit pentru cei mai mici copilași astfel de, și nu numai pentru copilași, în primul rând, părinții sunt susținuți în creșterea acestor copii. De la 3 ani, acești copii pot beneficia și nu numai de îngrijire. Iată că la liceele pedagogice se formează personal pentru a lucra în creșe. Da?
Chiar este obligatoriu fiecare liceu pedagogic să aibă măcar o jumătate de clasă. Știți că pot fi calificări profesionale, jumătate de clasă pe o calificare, jumătate pe cealaltă. Deci statul vine în sprijinul comunităților pentru a realiza astfel de obiective, dar și comunitățile, da, trebuie să se dezvolte în acest sens. Iar obiectivul sau proiectul dumneavoastră este cu atât mai important cu cât vine în acord cu tot ceea ce se discută la nivelul guvernului și veți avea sprijinul necesar, chiar dacă proiectul este pe 4 ani, da? Da. Bun. După 4 ani, orice proiect trebuie să continue cu sprijinul al comunității și, vedeți, Ministerul Educației va acorda sprijin pentru ca acest proiect să continue. Iar eu vă promit că mă voi implica personal pentru ca acest proiect să fie unul de succes. Eu cred că experiența dumneavoastră poate fi diseminată, de aceea dorim să facem acest lucru și în alte comunități trebuie să înființăm creșe. Nu numai în mediul urban, să avem astfel de instituții, facilități, da? Dar și în mediul rural arătăm că se poate. Da? Se poate prin implicarea comunității și de ce nu? În fiecare localitate mi-aș dori să avem așa ceva. Ne bucurăm că sunteți aici lângă noi. Da. Și împărtășim împreună această realizarea comunei Făcăieni, că este într-adevăr o realizare. Avem mulți copii, părinți care se pot ocupa și de alte lucruri și știu că pot undeva să-și lase copiii în siguranță. Autoritățile locale din Făcăieni au fost inițiatoarele unui alt proiect european de succes. În localitate funcționează și un centru de asistență socială pentru copii aflați în situații de risc în familiile lor. De altfel, o altă preocupare a deputatului Luminița Barcari în domeniul serviciilor sociale o constituie înființarea cabinetelor medicale în fiecare școală și atragerea asistenților medical-școlari. Aici s-a dezvoltat inclusiv serviciul social. Foarte bine, în condițiile în care în alte comunități din mediul rural nu există asistent social sau asistent medical pentru cei din ar trebui să existe. Deci eu chiar am promis că mă voi implica. Nu este simplu, pentru că orice cabinet medical atașat școlii, da, înseamnă bani, orice asistent medical școlar, la fel, înseamnă resursă umană și bani alocați. De aceea, în acest an bugetar, nu cred că se va putea realiza ceva, dar proiectul este pe termen lung. Și dacă în fiecare an reușim, în fiecare școală, să mai adăugăm un cabinet medical, un asistent, pentru că, iată, am trecut printr-o perioadă foarte grea. Această pandemie ne-a arătat că fiecare școală ar trebui să aibă personal calificat pentru copiii care la un moment dat au diferite simptome și să știe ce au de făcut. Adică, la un moment dat, profesorii făceau triajul. Săracii ei se gândeau cum fac cu copiilor acasă, nu puteau decât să anunțe mai departe. N-a fost simplu. N-a fost simplu, pentru că nici în mediul urban nu toate școlile au cabinet medical. Există cabinet medical arondat mai multor școli. Iată de ce un proiect foarte important pe care mi l-am propus este acesta. Și chiar dacă nu putem acum să-l realizăm, dar nu voi renunța la acest proiect și încet, încet trebuie să-i convingem pe cei care alocă bani că este o necesitate. Încă o dată vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru invitație și dacă aveți nevoie vreodată de sprijinul meu și cu mare drag, da, prin doamna primar, care mi-a fost alături și sunt alături, da, trebuie să dezvoltăm această comunitate și nu numai. Da, mulțumim mult. Mulțumim, doamna, cu mare drag. Știm că întotdeauna am făcut o echipă atunci când a fost nevoie pentru realizarea sau de
rezolvarea unor probleme în comunitățile noastre, mi-ați fost alături și v-ați implicat și vă mulțumim. Cu mare drag. Suntem în anumite funcții pentru că oamenii au avut încredere în noi. Noi nu trebuie să le înșelăm încrederea. Toate lucrurile sunt puse la punct pentru că există o echipă foarte bună aici la primărie, un management foarte bine pus la punct. Cu siguranță că anvergura proiectului nu se oprește doar la nivelul UATF Făcăieni. Noi ne-am gândit ca să acoperim cu această creșe toată zona, tot arealul județului din această zonă defavorizată, da? Brațul Borcea. Cu siguranță că vor beneficia și locuitori, copii din rândul celorlalte comunități din jurul bazinului Făcăieni. Vlădeni, Bordușani, Stelnica. În limita locurilor disponibile. La prioritate vor avea cei din comuna Făcăieni, iar în momentul în care rămân locuri disponibile, putem să ajutăm și familiile din localitățile din jurul nostru. O altă componentă a proiectului este referitoare la incluziunea socială, la egalitatea de șanse. Știți că aici avem și o comunitate, da? Încercăm ca să aducem aceste lucruri la nivelul fiecărei gospodării, în așa fel încât fiecare dintre cetățeni să nu fie discriminat, să nu se considere într-o oarecare măsură altfel decât ceilalți. Același lucru l-am încercat și în centrul de asistență socială, unde avem în permanență 31 de copii, să nu simtă diferența între ei. Acolo sunt tratați toți în mod egal, indiferent de starea lor socială. Și este mare lucru, pentru că așa îi educăm și învățăm că nu astea sunt cele mai importante lucruri în viață și că trebuie să fim alături de ceilalți, indiferent de starea socială pe care o avem în familie. Proiectul de realizare a primei creșe licențiate din județul Ialomița la Făcăieni este implementat de Primăria Comunei Făcăieni și are o valoare de aproximativ 1 milion de euro. Creșa va deveni funcțională cel mai probabil în luna septembrie acestui an.